Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Vrancea încă se află sub cod portocaliu de precipitații însemnate cantitativ. Plouă în zona de câmpie, iar la munte a nins. În aceste condiții, dacă intenționați să plecați la drum, polițiștii vă recomandă să manifestați prudență în trafic. Vrancea se află începând de ieri sub atenționare cod portocaliu de ploi însemnate cantitativ. Pe drumurile înalte din județele Dâmbovița, Gorj, Sibiu, Vâlcea și Vrancea, Ninge, s-a acționat atât cu utilaje de dezăpezire, cât și cu material antiderapant, fără probleme deosebite, a anunțat Centrul Infotrafic. Având în vedere avertizările meteorologice privind vremea instabilă emise în această perioadă, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea recomandă tuturor participanților la trafic următoarele. Pe timp de ploaie, utilizați luminile de întâlnire și în timpul zilei pentru a spori vizibilitatea pe toate categoriile de drumuri. Adaptați viteza la condițiile de drum și trafic și luați în calcul faptul că spațiul de frânare crește substanțial. Asigurați-vă că instalațiile de dezaburire, climatizare și ștergătoarele de parbriz ale autovehiculului funcționează. Pe timpul deplasării, atât parbrizul, cât și geamurile laterale ale autovehiculului trebuie menținute curate pentru o mai bună vizibilitate. În condiții dificile de trafic, circulați cu viteză redusă, păstrați distanța de siguranță în mers pentru a putea opri în timp util, iar fiecare manevră în trafic să fie efectuată numai după o temeinică asigurare. Evitați acționarea bruscă a mecanismelor de direcție și de frânare ale autovehiculului pentru evitarea acvaplanării sau derapajelor necontrolate. În condițiile unui trafic aglomerat, precipitațiile pot determina apariția unor blocaje rutiere temporare. Respectați indicațiile polițiștilor rutieri și nu blocați intersecțiile. Pietoni, traversați prin locurile marcate corespunzător, numai după o temeinică asigurare și evitați pe cât posibil traversarea pe partea carosabilă. Polițiștii vrânceni vor monitoriza traficul rutier pe drumurile naționale și județene pentru fluidizarea circulației și prevenirea evenimentelor rutiere. Se arată într-o informare a Poliției Vrâncene. Fiscul vrâncean are conducere nouă. Iulian Militaru Daniel îl înlocuiește pe Ciprian Iamandi în funcția de șef administrație. Instituția a publicat astăzi programul după care se face primirea în audiență. Iulian Daniel Militaru este noul șef al administrației județene a finanțelor publice Vrancea. Acesta lucrează de mai mulți ani în cadrul instituției și a preluat conducerea după ce Ciprian Iamandi a fost numit director regional al finanțelor de la Galați. Astăzi, reprezentanții fiscului vrâncean au publicat programul de primire în audiență la conducerea administrației județene a finanțelor publice Vrancea, care se va face după următorul orar. Miercuri, între 11 și 13, la șeful administrației Iulian Daniel Militaru. Marți, în intervalul orar 10-12, la șeful administrației adjunct colectare Relu Gabriel Botezatu. Miercuri, între 10 și 12, la șeful administrației adjunct Adrian Buzdrug și joi, între 10 și 12, la trezorierul șef Camelia Ioniță. Reamintim contribuabililor, persoane fizice și juridice, că primirea în audiență la conducerea instituției se face pe bază de cerere scrisă depusă la registratură, din care să rezulte în mod expres problemele care urmează a fi prezentate. Pentru a veni în sprijinul contribuabililor, reprezentanții administrației județene a finanțelor publice Vrancea au publicat pe pagina de internet a instituției, la secțiunea informații publice, informații de interes public, un model de cerere pentru înscrierea în audiență. Ziua Culturii Naționale va fi marcată la Focșani cu un recital cameral și o serată de poezie emineștiană. Cam fiecare an, la bustul poetului Mihai Eminescu vor fi depuse flori, după care focșănenii sunt invitați la teatru. Ansamblul Țara Vrancei, membrii corului Pastorala, actorii Teatrului Municipal și muzicienii Diana Jipa și Ștefan Doniga au pregătit un spectacol dedicat acestei zile. Ziua Culturii Naționale va fi sărbătorită la Teatrul Municipal Maior Gheorghe Pastia din Focșani printr-o seară de poezie eminesciană și un recital cameral de muzică românească. Evenimentele culturale vor avea loc pe 15 ianuarie 2023 la Teatrul Municipal Maior Gheorghe Pastia. Manifestările vor începe cu evocarea personalității poetului Mihai Eminescu de la ora 18:45 la bustul acestuia din Piațeta Teatru, unde se va depune și o coroană de flori. Ulterior, de la ora 19:00,
sala de spectacole a Teatrului Municipal Maior Gheorghe Pastia din Focșani, va avea loc evenimentul organizat de instituțiile de cultură din municipiul Focșani, accesul fiind gratuit. Pe scena teatrului vor urca artiștii ansamblului folcloric Țara Vrancei, care au pregătit un program special cu prelucrări folclorice din lirica de inspirație populară a poetului național, după care va avea loc un recital din lirica eminesciană susținut de corul municipal Pastorala. Momentele poetice vor fi asigurate de actorii Paula Grosu și Cristina Cristian Vrabie. De asemenea, vor fi premiați copiii care au avut cele mai bune lucrări la concursul Scrisori către Eminescu, organizat de Centrul de Excelență Vrancea. Seara se va încheia cu un recital cameral susținut de violonista Diana Jipa și pianistul Ștefan Doniga. Denumit 3 secole de muzică românească, de la cantemir la contemporani, momentul muzical va cuprinde exclusiv creații camerale românești plasate pe traiectoria influenței bizantine de-a lungul celor 3 secole scurse de la moartea marelui cărturar umanist Dimitrie Cantemir. Programul va include creații semnate de Dimitrie Cantemir în adaptarea pentru vioară și pian realizată de compozitorul Vlad Răzvan Baciu, cântece de Anton Pan în aranjamentul semnat de Ioan Dobrinescu, precum și creații de Dinu Lipati, Paul Constantinescu, Ulpiu Vlad, Carmen Petra Besacopol, Velicia Donceanu, Grigoraș Dinicu și Ion Voicu. Cu această ocazie va fi lansat online un videoclip al uneia dintre creațiile muzicale incluse în program. Moderatorul evenimentului va fi directorul Teatrului Municipal Maior Gheorghe Pastia, actorul Sorin Francu. 15 ianuarie, data nașterii poetului național Mihai Eminescu, este marcată din 2010 ca Ziua Culturii Naționale, o zi de reflecție asupra culturii române, a proiectelor culturale. În acest an, Ziua Culturii Naționale va celebra două dintre cele mai importante personalități ale culturii românești, 2023, fiind Anul Cultural Dimitrie Cantemir și Ciprian Porumbescu. Se arată într-un comunicat al Biroului de Presă al Primăriei Municipiului Focșani. Vrâncenii sunt sfătuiți să se adreseze mai întâi medicului de familie în cazul în care prezintă simptome de răceală, pentru a nu aglomera unitățile de primire urgențe ale spitalelor. La Spitalul Județean funcționează de curând un centru de evaluare a infecțiilor respiratorii la copii. Pentru a nu aglomera unitățile de primire urgențe ale spitalelor, persoanele care prezintă simptome de răceală sunt sfătuite să meargă în primă fază la medicul de familie. Acesta va poate recomanda un tratament în cazul în care situația nu este gravă și nu este nevoie de internare. Mai mult decât atât, copiii pot fi evaluați la centrul înființat special în acest sens la Spitalul Județean. Ca să vedem în întâmpinarea copiilor, s-a înființat acest centru de evaluare a infecțiilor respiratorii. Acest centru va funcționa în fiecare zi de luni până vineri, de la ora 10 la ora 16, în așa fel încât să descongestionăm triajul și secția de pediatrie. Acolo se vor adresa doar copiii cu probleme respiratorii, care vin ori din școli, ori din mediul familial de acasă, vor fi primiți de medic, de medic pediatru, de medic neonatolog și vor fi consultați și cu tratament la domiciliu. Nu vor dispărea triajele pentru pediatrie, triajele vor rămâne și evident secția de pediatrie care va fi, care și acum este peste numărul pacienților pe care îi putem primi. La nivelul spitalului avem antivirale, ne-am aprovizionat cu antivirale, avem materiale sanitare, avem dezinfectanți, avem teste rapide, duale, teste rapide și de COVID, test rapid și de gripă. Vreau să menționez faptul că la nivelul secției de boli infecțioase nu s-a desființat centrul de COVID, pentru că centrul de evaluare COVID, pentru că în continuare vin persoane care sunt testate COVID pozitiv. Chiar în spital la noi avem cadre medicale care sunt COVID pozitiv și sunt la domiciliu cu tratament cu antivirale. În continuare, în momentul în care dumnealor constată că au o problemă, se duc la medicul de familie să nu vină să aglomereze direct spitalul. La medicul de familie pot în prima fază să constate care este situația, dacă sunt testați. Dacă nu sunt testați, avem teste rapide, putem să-i testăm. În continuare, și pentru copii, avem și paracetamol, norofen și agocalmin. O să ne aprovizionăm și în perioada următoare, pentru că merg în consumul foarte mare pentru siropuri la copii până în 18 ani. În schimb, pentru adulți, avem tot ce ne trebuie, suntem aprovizionați. Și vizitele la bolnavii din spital ar trebui să fie limitate. Programul a fost redus la 3 ore. Facem și noi un apel la aparținători să nu vină dacă nu este nevoie și dacă e nevoie să vină unul singur. Ei vin de 5, 6, 7 odată.
și încep să se manifeste că vor să intre cu toții. Nu se poate, pentru că, așa cum știm, programul este doar de 3 ore, s-a limitat la 3 ore programul de vizită în spital. Noi l-am stabilit între ora 15 și 18 la nivelul spitalului, iar în anumite secții, gen pediatrie sau terapie, nu se mai intră, pentru că acum suntem în situația în care suntem. Apel umanitar pentru un medic originar din Focșani care locuiește în București. În ultima zi a anului trecut, casa i-a fost mistuită de flăcări. Mai mult decât atât, medicul Liviu Ionuț Graur suferă și de o boală autoimună destul de gravă. Medicul de origine vrânceană Liviu Ionuț Graur, stabilit în București, se află într-o situație disperată. Zilele trecute, focșăneanul Cornel Uluitu a postat pe pagina sa de Facebook, în calitate de prieten și rudă al medicului în cauză, un apel umanitar. Citez: dragii mei, doctorul Liviu Ionuț Graur, medic la Institutul Ana Aslan, născut și școlit în Focșani, este vărul meu. Tatăl a 5 copii este chinuit de mai mulți ani de o boală autoimună destul de gravă, ce îl solicită atât fizic cât și financiar. Din nefericire, suferinței sale, în data de 31 decembrie 2022, i s-a adăugat o altă năpastă. Un incendiu violent i-a mistuit aproape în întregime casa în care locuiau 9 suflete. El, soția sa, cei 5 copii și socrii săi au rămas pe drumuri. Oamenii de bine din București au sărit în ajutorul său, ajutând atât financiar, fiecare cât a putut, cât și cu muncă fizică. Însă momentul în care vor reuși să revină în casă este destul de îndepărtat. Noi de aici, din Focșani, nu îl putem ajuta fizic. Vă rog însă, dacă aveți un bănuț de care vă puteți lipsi, să-i ajutăm pe acești oameni care au rămas în plină iarnă fără casă și care acum locuiesc prin vecini. Am încheiat citatul. Cei care vor să ajute o pot face donând în contul afișat pe ecran. Nu ratați în această seară, cu începere de la ora 18:40, emisiunea Religie, Artă, Cultură, ce are ca subiect Gala Profesorilor de Matematică Seniori, organizată de Inspectoratul Școlar Vrancea cu ocazia Zilei Matematicii, Informaticii și Științelor Naturii. În contextul sărbătoririi la data de 10 ianuarie a Zilei Matematicii, Informaticii și Științelor Naturii, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Vrancea au organizat o gală a profesorilor de matematică seniori. A fost o bună ocazie pentru ca profesorii seniori să împărtășească din bogata lor experiență didactică profesorilor debutanți. Gaudea musicii tu, iubelezul sumus, posicuna iubedute. Pe 10 ianuarie a fost instituită Ziua Matematicii, Informaticii și Științelor Naturii și, cum știm cu toții, în 1906 se năștea marele matematician Grigore Moisil, care a pus bazele matematicii și a fost primul pionier al informaticii în România. Galileu Galilei spunea că universul a fost scris cu alfabetul matematic. Așa a hotărât Dumnezeu. Probabil că Dumnezeu ne-a trimis nouă astăzi un gând bun, acela de a vă invita să fiți alături de noi, dumneavoastră, profesorii de matematică, cei care ne-ați fost exemple în cariera noastră. Și cum în cadrul Inspectoratului Școlar suntem destul de mulți profesori de matematică, așa s-a întâmplat în această echipă, de această dată. Vă mulțumim din tot sufletul pentru tot ceea ce ați făcut, pentru toată susținerea dumneavoastră. Am trecut mulți dintre noi prin mâinile dumneavoastră și vă mulțumim pentru acest lucru. Credeți-mă că sunt și eu puțin emoționat, că mi-am văzut dirigintele și îl salut pe domnul profesor, uite, aici, domnul profesor Tarciniu. Să știți că nu numai dumnealui, și soția dumnealui mi-a fost dirigintă, așa că o familie de diriginți, eu zic că au făcut eu, așa, în aroganța pe care, cu îngăduință, vă rog să-mi permiteți, cred că am, sunt un exemplu bun de elev, am avut diriginți bune, așa că sunt convins că aici, în această sală, există foarte multă
experiență, dar permiteți-mi să salut și pe domnul primar, care înainte de a fi primar a fost și profesor, domnul primar Văsuianu. Iată că administrația, într-un fel, se îmbină cu ceea ce înseamnă cariera profesională. În ceea ce privește ce am putea noi face pentru dumneavoastră, nu vreau să vă mint acum frumos la început de an, vreau doar să vă spun că sunt deschis la propuneri, sunt deschis la tot ceea ce înseamnă parteneriat. Sunt convins de asemenea că sunt foarte multe probleme care au rămas nerezolvate în ceea ce privește partea aceasta educativă, dar dorința noastră în calitate de autorități județene este de a moderniza și de a dezvolta aceste frumoase obiective pe care le are societatea. Când zic societate, nu mă refer la societatea românească, mă refer la simbolul pe care reprezintă societatea în viața unui om, școala. Întregul eveniment face subiectul unei emisiuni care va fi difuzată pe TV Atlas, miercuri, 11 ianuarie, cu începere de la ora 18:40. La final vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi în general închisă ca aspect, cerul va fi mai mult acoperit și sunt anunțate precipitații inclusiv sub formă de ninsoare. Vântul va sufla slab, temperaturile se vor încadra între 0 și 2 grade Celsius. Datele despre vreme punem punct știrilor Atlas de astăzi. Mulțumim pentru atenție, rămâneți cu bine!